Alunițele sunt pete la nivelul pielii, de culori și forme variate, care pot fi plate sau în relief. De obicei sunt inofensive, fiind leziuni necanceroase ale pielii. Dar uneori melanomul, forma cea mai agresivă de cancer de piele, poate debuta în stadiile incipiente, sub forma unor alunițe nou apărute pe piele sau se poate dezvolta dintr-o aluniție obișnuită sau la marginea uneia. Despre prevenție și importanța consultului discutăm cu doamna dr. Amalia Angel, medic primar dermatovenerologie. Este în direct cu noi prin Skype. Bun găsit, Amalia! Hristos a înviat! Adevărat am via, bine v-am regăsit, Dana. Mă bucur că sunt cu voi. Și eu mă bucur pentru că vreau să povestim despre acest subiect care poate uneori e trecut așa cu vederea, da? Stăm la soare, ne apar niște alunițe și da, bine, asta este, au apărut, dar ce facem cu ele? Că trebuie monitorizate, nu le putem lăsa așa, nu nesupravegheate. Avem două aspecte asupra cărora trebuie să fim atenți. Pe de o parte, alunițele pe care noi le avem deja și ele se pot modifica și noi trebuie să fim atenți și sensibili la aceste modificări, care pot fi modificări de formă, de culoare, de suprafață și toate acestea se numesc semne de alarmă și ele trebuie diagnosticate. Sau leziunile nou apărute, cum ai spus, da? Orice leziune care apare de nou trebuie evaluată de către dermatolog. Însă, dacă ne gândim la ce am spus anterior, modificările acelea pe care noi le putem observa, din păcate, modificările de stadiu extrem de incipient, la debut, sunt insesizabile de ochiul nostru. Prin urmare, noi avem nevoie să supraveghem întreaga suprafață a corpului, să o monitorizăm dermatoscopic și în felul acesta putem face aceste mecanisme de prevenție, cum spuneai, să funcționeze. Adică, știm că în ultimii ani am început din ce în ce mai mult să avem aceste hărți ale alunițelor. De fapt, este harta întregii suprafețe a corpului nostru și ne ajută pe noi să decelăm, așa cum spuneai, acele leziuni nou apărute sau modificările microscopice din leziunile pe care noi le avem. Riscul nu este identic pentru noi toți. Bineînțeles că sunt pacienți care au un risc mai mare dacă au în familie melanom sau ei au avut un istoric melanom, dacă au peste 100 de alunițe în general, dacă au peste 50 de alunițe urâte sau de nevisplazici și mai există câteva modificări genetice care ne cresc riscul de apariție al melanomului și pentru această categorie de pacienți, scanarea, adică harta, este obligatorie. De altfel, este un lucru extrem de util pentru noi toți. Dana? La ce perioadă ar trebui să facem așa o scanare, să mergem la medic pentru un consult? În general, pentru persoanele fără probleme, o dată pe an. Însă, dacă noi dorim să revedem în dinamică aceste leziuni, unele dintre ele vor fi revăzute la 3 luni, tocmai pentru a se lua o decizie și a observa aceste modificări. Dar altfel, o dată pe an, dacă venim să ne vedem întreaga suprafața corpului, suntem protejați, pentru că orice leziune apare, avem un diagnostic incipient și putem să o tratăm. Inclusiv melanomul, Dana, așa cum spuneai, deși e un cancer extrem de agresiv, diagnosticat în stadii incipiente cu excizie chirurgicală corectă, este vindecabil. Da, această excizie egal vindecare. Din acest motiv, noi tot vorbim și încercăm să ne responsabilizăm și să vedem toate leziunile care apar, sunt nou apărute, pentru că unele dintre ele sunt de ordinul milimetrilor, apar de dimensiuni foarte mici, 2-3 milimetri. Și mai mult decât atât, mai pot apărea și pe zone care sunt inaccesibile privirii noastre, pe pielea scalpului sau pe toracele posterior. Prin urmare, destul de greu de spus ceva despre acea leziune. Și din acest motiv, harta dermatoscopică este singura care ne poate aduce un diagnostic. Hai să vorbim și despre un mit, da, care circulă așa prin popor. Nu mă duc la medic să-mi scot alunița, că, Doamne ferește, se declanșează vreun cancer. Hai să demontăm acest mit și vorbim despre alunițe, când trebuie scoase ele. Apreciez că m-ai întrebat. Din păcate, era un mit care funcționa acum mulți ani. Când pacientul cu melanom și, de fapt, cu tumori în general, venea foarte târziu la medic. Ajungea la medic când tumora era sângerândă, tumora era ulcerată și, bineînțeles, că excizia chirurgicală nu însemna vindecare. Și, din păcate, pentru unii dintre pacienți, sfârșitul se petrecea. Deci nu era salvatoare de viață. Din acest motiv, bineînțeles, s-a perpetuat această idee că, deși scoasă pacientul, da, în unele situații deceda.
Însă, da, acum noi, scăzând într-un fel inclusiv numărul acestor excizii, pe vremuri când am început eu relația mea cu melanomul Dana, scoteam extrem de multe leziuni. Nu știu, bănuiesc că știi. Da. Da? Spuneam să scoatem profilactic aceste leziuni, tocmai ca să nu, ca să nu le agresăm. Da, și exact, să nu, da. Exact. E, în schimb, am constatat că rata de diagnostic era de un milion, un melanom, la 200.000 de excizii. Extrem de puțin. Adică făceam 200.000 de excizii inutile ca să diagnosticăm un melanom. Și am mai constatat ceva, Dana, pe măsură ce am supravegheat toată suprafața corpului, am constatat că doar unul din 5 melanoame apare pe leziune preexistentă. Restul, de 80%, sunt leziuni nou apărute, oriunde pe piele. Prin urmare, profilactic de a-mi scoate, nu reduce riscul de apariție acestui melanom. Deci, întorcându-ne, era mitul tocmai pentru excizia întârziată, iar excizia corectă este excizia pentru leziunile cu diagnostic de malignitate sau leziunile suspecte, pentru care avem nevoie de un diagnostic de certitudine, care înseamnă examenul histopatologic. Examenul histopatologic pentru noi dermatologi înseamnă diagnostic. Da? În cazul tumorilor, bineînțeles, e un diagnostic tumoral, dar altfel noi efectuăm această investigație tocmai pentru a ne ajuta și a vedea exact pielea pe structuri, pe fiecare zonă, pe tipul de celule și astfel încât avem un diagnostic cert. Da? Deci excizia este salvatoare de viață. Să vorbim și despre protecție împotriva razelor solare, despre cum trebuie să facem această prevenție și mai ales să vorbim și despre pielea delicată a copiilor, a bebelușilor, pentru că știm că o să vină zilele călduroase, toți vrem să ne bucurăm de razele soarelui, dar măcar să o facem așa cum trebuie. Acum, trebuie să ne protejăm, Dana, în fiecare zi, nu doar pentru că vine soarele, mergem la mare, mergem, da? Noi facem fotoprotecție în fiecare zi, fiecare zi înainte de a ieși din casă, iar atunci când petrecem foarte mult timp afară, trebuie să reaplicăm crema de fotoprotecție la 2-3 ore. Pe întreg segmentul expus, da? Dacă noi suntem îmbrăcați și avem doar fața expusă, o reaplicăm la nivelul feței. Cam același lucru facem și copilul nostru. Bineînțeles, sub mențiunea că vom utiliza topice separat, diferite, da? Cremele noastre, că nu e copilului, pentru pielea sensibilă, uneori atopică a copilului nostru mic. Dar să nu uităm de reaplicare, pentru că aplicată de dimineață, înainte de a ieși din casă, copilul nu mai este protejat sau nu este protejat pe parcursul întregii zile. Așa că trebuie să ne gândim la aceste două aspecte. Hai să-ți mai spun un mit apropo de aceste creme, da? Cu factor de protecție mai mare sau mai mic. Știi că se spune, nu mă dau cu SPF 50, că nu mă bronzez, mai bine mă dau cu SPF 15, că mă bronzez mai repede. Corect, deci ne bronzăm egal o piele nesănătoasă, iartă-mă că o spun, chiar dacă este o piele frumoasă pentru unii dintre noi, pielea bronzată este o piele nesănătoasă, este o piele care este uscată, care se deshidratează, îmbătrânește, se ridează și bineînțeles că îi apar și tot felul de pete pigmentare sau leziuni pigmentare, unele dintre ele grave, așa cum povesteam noi două. Deci asta este un aspect de care trebuie să ținem cont, da? Legat de pielea aceasta bronzată și acum, sincer, na, pielea albă este o piele sănătoasă și pe care noi trebuie să punem preț și să o apreciem. Știi că înainte era și un semn că ești nobil, da? Știi prea bine că japonezele își protejau foarte mult pielea să nu fie bronzate pentru că era apreciată o piele albă frumoasă. Corect. Așa este. Și dacă vorbesc din punct de vedere medical, aveți în vedere că așa este, da? Pielea bronzată nu este o piele sănătoasă. Prin urmare, da, factorul de protecție aplicat regulat și cu ecran maximal nu ne va permite să ne bronzăm. Dar dacă noi îl aplicăm de dimineață, bineînțeles, cu și cu factorul 50, ne putem bronza, ba chiar ne putem arde dacă noi insistăm să stăm în razele ultraviolete. Mai mult decât atât, cum spun eu, arsura solară, indiferent de vârsta la care ea apare, induce niște modificări în pielea noastră irreversibile și, în fapt, pielea nu o să uite niciodată acea arsură, chiar dacă s-a petrecut în copilărie. Ba, din contră, arsura în copilărie crește riscul de apariția melanomului în perioada întregii vieți. Așa că trebuie să avem grijă de pielea copilului nostru, deopotrivă cum avem grijă și de pielea noastră. Apropo de melanomul, care ai spus că poate să apară pur și simplu, nu neapărat pe o leziune existentă, cum îl recunoaștem? Când trebuie să ne alarmăm? Nu-l recunoaștem, dar în asta îți povesteam. Din păcate, sunt leziuni extrem de mici, leziuni milimetrice, 2-3 milimetri. Din acest motiv,
Fiecare dintre noi ar trebui să avem pielea înregistrată și monitorizată de către medicul specialist, care este singurul în măsură să stabilească diagnosticul incipient pentru această tumoră. Îți mulțumesc tare mult, Amalia, pentru această discuție. Mă bucur mulțumesc mult că ne-am și revăzut eu. Și mulțumesc. Să mergem la medic, să mergem pentru consult, să avem grijă de sănătatea noastră. Nu e de joacă cu așa ceva. Mulțumesc, așa este. Ai foarte mare dreptate. Mulțumesc. Să ne revedem cu bine. Îți mulțumesc frumos. Numai bine. Mulțumesc. La revedere. Pa, pa.